Slobozia poate deveni un oraș european. Este nevoie de implicare, consultarea populației și atragerea fondurilor europene pentru atingerea acestui deziderat. În cadrul unei dezbateri organizate la Bruxelles de europarlamentarul Victor Negrescu, la care au luat parte Adrian Mocioniu și Victor Moraru, candidații PSD pentru primăria municipiului Slobozia și președinția Consiliului Județean Ialomița, s-au stabilit premisele pentru ca reședința de județ să aibă pe viitor un orizont de dezvoltare bine definit, iar cetățenii să participe la luarea deciziei. Întâlnirea organizată în una din capitalele Uniunii Europene este rezultatul unei campanii pe care europarlamentarul Victor Negrescu a organizat-o în Slobozia și alte orașe din țară, în care le-a solicitat cetățenilor să transmită ideile lor despre ce înseamnă un oraș european. Un oraș european, pe ceea ce noi am văzut scris, înseamnă un oraș care este în primul rând transparent. Un oraș care e deschis practic către oameni, prin care există mecanisme prin care cetățenii pot participa la dezbaterea publică, pot interacționa cu procesul decizional, pot fi mai ascultați, pot să-și pună și lucrurile pozitive și lucrurile negative. Asta a fost principalul element care a fost reflectat de acele mesaje pe care le-am primit noi în Slobozia. Mai mult decât atât, un oraș european înseamnă pentru ei un oraș care este curat. Curățenia este un aspect important. Acest lucru se referă la capacitatea, într-adevăr, a comunității de a găsi mijloacele prin care orașul este verde, este deschis, este întreținut și, într-adevăr, are un orizont de dezvoltare. Și acest al treilea aspect este încă unul pe care noi l-am regăsit în mesajele pe care le-am primit în toată țara, dar mai ales în Slobozia, se referă la ideea de dezvoltare locală, de atragere de investiții, de creare de locuri de muncă, de capacitatea de a, practic, de a gândi o strategie pentru tot ce înseamnă dezvoltarea comunității. Aceste trei elemente, practic, descriu și administrația locală din alte țări europene. Primăriile din Belgia au înființat consilii civice din care fac parte ONG-uri, asociații civice, entități care îndeplinesc rolul de voce a comunităților. Acest model de bune practici poate fi implementat și în județul Ialomița. Pentru a susține această participare activă în viața societății, primăriile din Bruxelles și din afara Bruxellesului au înființat, pe lângă consiliile locale care sunt alese, așa cum se aleg întotdeauna la alegeri, au înființat ceea ce numesc ei niște consilii civice, pe lângă diferiții primari sau viceprimari, pentru că fiecare primar sau viceprimar are un anumit sector pe care îl administrează. Și ei au posibilitatea de a forma un fel de consiliu civic ce reunește asociații, ONG-uri, ce reunește persoane publice care au ceva de spus în societatea civilă. Proiectele propuse de Adrian Mocioniu, candidatul PSD la primăria municipiului Slobozia, sunt rezultatul analizei nevoilor slobozenilor, iar pentru fiecare investiție în parte este prevăzută și partea de finanțare. Sunt niște proiecte normale pentru Slobozia, pentru Slobozia europeană pe care ne-o dorim cu toții, pentru că la fiecare în parte avem măsura pe care putem să accesăm banii pentru aceste proiecte. Avem o viziune asupra bugetului local de investiții, care eu mi-l doresc să-l folosim în primul rând pentru cofinanțarea acestor proiecte. Noi am fost foarte mult atenți la ceea ce își doresc oamenii și în elaborarea acestor proiecte și inclusiv în resursele umane pe care noi le-am propus cetățenilor pentru 5 iunie. La dezbatere a luat parte și europarlamentarul italian Brando Benifei, susținător al ideii de parteneriat între regiuni. Victor Moraru, campionul județului la accesarea fondurilor europene, își propune înființarea unor consilii consultative în Ialomița după modelul belgian, precum și crearea unor departamente de accesare a fondurilor europene la nivelul Consiliului Județean Ialomița. Fac parte din politica locală, am fost ales de Comitetul Provincial, așa că știu că Europa poate fi construită doar de comunitățile locale, dacă este bazată pe interesele orașelor. Și cred că parteneriatele între orașe
sunt cruciale pentru a ne dezvolta ca cetățeni europeni, ca state europene, așa că sunt sigur că veți avea succes. Am colectat și noi părerile cetățenilor, stând la discuție cu ei, am ajuns la concluzia că ne putem baza oricând pe cetățenii noștri. Spiritul civic încă mai există. E foarte important să îi implicăm în proiectele noastre, să ținem cont de ei și să îi invităm întotdeauna atunci când avem un proiect să contribuie și să colaboreze cu noi. S-au abordat două teme importante pe care eu le consider esențiale în viitorul administrativ al județului Ialomița. Una dintre teme este aceea participării cetățenilor și domnul Hopărtean a scos în evidență modul în care în Belgia, în Bruxelles, se reușește această strânsă legătură între cetățean și administrația publică. După cum știți, Partidul Social Democrat a început de mai bine de două luni o consultare publică, ați participat și dumneavoastră la foarte multe din aceste întâlniri, încercând în felul acesta să obișnuim cetățenii județului cu modul în care noi vrem să facem administrație. Au fost unele întâlniri la care au fost mai mulți participanți, la altele mai puține, însă ne-a demonstrat că oamenii pot fi interesați dacă noi știm să promovăm ideea și dacă ei încep să se simtă utili în viața publică. Să stăm și să dăm vina pe cetățeni, că i-am invitat odată și n-au venit, nu cred că este o soluție. Cred că trebuie să existe un program județean prin care noi să conștientizăm rolul cetățeanului în comunitățile noastre și în societate. Dacă până acum rolul cetățeanului era acela de a fi nemulțumit, da, la adresa administrației publice locale, fără să facă nimic, eu cred că noi putem să transmitem cetățeanului că este important și că nu e cazul să stea cu mâinile în sân și să și exprime nemulțumirile, ci să se implice. Este o problemă pe care Uniunea Europeană a depășit-o aceasta a consultării populației și pentru că există și un principiu în legislația europeană, acela al subsidiarității. Nici o directivă europeană, nici o hotărâre, nici un document, să spunem, act normativ, nu trece fără să ajungă pe la Consiliul Regiunilor Europene, Comitetul Regiunilor Europene, pentru a emite un aviz consultativ. Îmi doresc să înființăm un Consiliu Consultativ cam același lucru cu consiliile civice pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Cred că și la nivelul județului Ialomița un Consiliu Consultativ format din cei mai reprezentativi oameni ai județului Ialomița, care nu doresc să facă parte din politică. Reprezentanții instituțiilor, reprezentanții ONG-urilor, reprezentanții asociațiilor profesionale pot face parte din aceste consilii consultative și pot lua parte la decizii. Adrian a venit cu niște proiecte importante, îndrăznețe, a spus el. Eu vreau să vă spun că pentru a accesa fondurile europene, prima condiție este să crezi în ele și să fii îndrăzneț, să îndrăznești să le accesezi. După aceea, din celelalte, să spunem, calități pe care trebuie să le ai, să fii perseverent, să te dedici foarte multe ore acestor proiecte, pentru că altfel în România este destul de greu să le obții, se muncește de două ori mai mult decât în orice stat al Uniunii Europene pentru a performa. Poate este și vina noastră, învățăm din aceste proiecte europene. La nivel de Consiliu Județean, eu imediat cum, dacă vom ajunge acolo, voi înființa un departament de accesare a fondurilor europene care nu există la acest moment decât pe hârtie și dacă îl comparăm cu cele din Călăraș și Ialomița, Călăraș, Dâmbovița, Prahova, la un volum între 29 și 30 de persoane, am spus asta de viitoare, am avut ocazia, nu existăm pe piața aceasta a absorbției fondurilor europene. Pur și simplu nu existăm. Existăm doar cu eșecuri, ceea ce nu ne va crea optimismul că putem să rezolvăm. Dar tocmai de aceea, pentru că nu crede nimeni, noi vom demonstra că se poate. Noi în 2012 aveam 7%, am tras nebunește și am reușit în 2012, 13, 14 să ducem până la momentul când discutăm spre 70%, vom pierde, spunea doamna comisar Corina Crețu, din cadrul financiar anterior, până la 2,5 miliarde de euro, dacă nu mai mult, nu e sigur, pentru că noi am mai obținut o așa numită regulă N plus 3.
Acea regulă, M+3, am fost raportorul pentru cazul acesta în Parlamentul European și asta a mai adus României, atunci se va lua 1,7 miliarde de euro, în realitate cei de acasă confirmă 2,2 miliarde de euro, însemnând un an în plus pentru a putea să accesăm aceste fonduri. Dar astăzi discuția este, primul, schimbăm politica de coeziune în sensul în care contribuția statelor să fie mai mare, rata de cofinanțare, criteriile mai degrabă comerciale vor căpăta accente mai puternice, dar dacă se continuă această dezbatere, din 2020 fie nu vom avea o politică de coeziune, ceea ce e puțin probabil, fie vom avea o politică de coeziune, dar cu parametri sever schimbați, ceea ce înseamnă pe șleau reducerea șanselor ca România să absoarbă un volum mai mare de fonduri europene și deci osificarea noastră la marginea Uniunii Europene ca o țară condamnată la decalaje de dezvoltare. Miza este uriașă. Și când spun acest lucru, nu-l spun ca să vă alarmez pe dumneavoastră. Este rezultatul discuțiilor cu mai mulți comisari din diverse familii politice care toți confirmă acest lucru, iar bătălia pe care noi ar trebui să o dăm ca țară ar fi ca întâi de toate să prevenim acest lucru sau dacă se continuă această tendință să creăm o coaliție de voință a statelor din politica de coeziune împreună cu Polonia și cu alte state care să permită modificări rezonabile ale politicii de coeziune fără a schimba, aș spune, sensul însuși al acesteia. De ce spun foarte îngrijorat acest lucru? Acum când discutăm absorpția din cadrul financiar 2014-2019 este zero. Zero. Ce absorbim din cadrul vechi financiar. Hârtiile de la programe operaționale la caiete de sarcini, la contractare, sunt în faza de finalizare. Reprezentanții Alomiței la Bruxelles au vizitat și sediul primăriei din Saint-Jos. Primarul de aici a reușit să aducă venituri importante la bugetul local, care atinge 80 de milioane de euro. În Saint-Jos trăiește un număr semnificativ de români care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor și construcțiilor. Dar pentru că populația nu o duce foarte bine, primim foarte multe subvenții sau alocări bugetare de la nivel federal sau la nivel național. Environ 80 milioane de euro par an. În total 80 de milioane de euro primesc. Mais à Bruxelles, par exemple, il y a des communes qui ont un peu plus d'habitants que nous, mais qui n'ont pas autant. În Bruxelles, există și alte comune care au mai mulți locuitori decât această comună, dar nu primesc subvenții de la. Parce que avant moi et maintenant avec moi et mon équipe, on a créé des recettes. Pentru că eu, împreună cu echipa mea, am adus venituri importante. Donc on a donné plus de permis pour les hôtels. Deci am dat mai multe permise pentru construcția de hotel. Et pour les offices. Și pentru birouri. Là, on va chercher beaucoup d'argent. Și am adus mulți bani. 3-4 millions d'euros dans les hôtels. 3-4 milioane de euro prin hoteluri. 6-7 millions d'euros dans les buildings. 6-7 milioane de euro prin birourile construite avec. 45% de notre budget, c'est pour payer le personnel. 45% din buget este pentru personal. Et alors, la commune, de manière générale, elle peut tout faire en Belgique. În Belgia, comuna poate face orice. Les lois sont fédérales, régionales. Legile sunt federale sau regionale. On dépend donc des lois, mais en dessous, on peut tout faire. Depinde de legi, dar de restul putem să facem. Mais il faut avoir de l'argent pour faire. Trebuie să ai bani pentru. Donc on ne sait pas tout faire. Nu putem face tot dacă n-ai. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On avait pour les on a population importante qui grandit, qui croît, qui augmente. Et on a beaucoup d'enfants, de bébés. Principala noastră provocare este populația crește, avem foarte mulți copii. On avait 4 crèches, on va en avoir 9 maintenant. Avem 4 crèches, de 4 à 9. Avem 4 crèches, o să avem 9 crèches. Foarte mulți români din comuna Saint-Jos sunt într-adevăr în construcții. Există și o parte de populație roma
Avem un anumit cartier unde sunt locuiesc acești. Interesele autorităților locale sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor din care face parte Victor Moraru. Este o instituție importantă a Uniunii Europene, pentru că este cea mai, să spunem, cea mai apropiată de cetățeni. Noi aici reprezentăm cele 28 de state cu cele 500 de milioane de locuitori ai Europei. Suntem 350 de reprezentanți ai autorităților publice locale și provenim din cele 28 de state ale Uniunii. Pot să vă spun că pentru mine a fost o experiență nouă, fiind de un an de zile în Comitetul Regiunilor Europene. Este o noutate pentru mine. Am fost desemnat de către Asociația Orașelor din România, pentru că această delegație a României este formată din 15 membri, 3 de la orașe, 3 de la municipii, 3 de la comune și 6 de la consiliile județene. Eu fac parte din Comisia pentru Resurse Naturale și Agricultură și din Comisia pentru Mediu, Schimbări Climatice și Energie. Sunt comisii la care noi participăm la ședințe, pentru că acestea sunt importante, în care dăm avize pentru tot ce înseamnă legislația propusă de Comitetul de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European. Suntem aceste avize pe care noi le dăm sunt avize consultative, însă din 2000 avem și posibilitatea să atacăm atunci, da, când este cazul, în eventualitatea în care nu suntem consultați, atacăm documente la Curtea Europeană de Justiție. Cu o viziune europeană aproape de nevoile cetățenilor, Ialomița are șanse de dezvoltare. Progresul aduce stabilitate, iar autoritățile locale pot face administrație pentru cetățeni numai cu sprijinul acestora.